E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Piramide. Bună ziua, fetelor! Salutare! Salutare! Se pare că vă așteaptă o aventură adevărată. Da! Egipt! În Egipt! Urmează să studiem piramidele. Uite, am luat fuste, jucării, rochii, tot ce-i necesar. Eu am luat apă, ochelari, uite, și o hartă. Ei bine, ce set interesant ai, Pandi! O, da! Să mergem! Oh! Oh! Wow! Bravo, fetelor! Ați supraviețuit căldurii! Acum puteți merge mai departe! Către piramide! E o piramidă? Nu! O piramidă arată așa! Iar aceasta? Acesta e un sfinx! Și unde sunt piramidele? Le vom găsi în curând! De grohi. Și lucrurile tale sunt importante. Lucrurile lui Pandi sunt utile în vacanță. Ale tale sunt vesele și memorabile. Ca astea, de exemplu. Ah, ce minunat este să te afli în vacanță, mai ales când te afli în compania celor mai buni prieteni. Călătoriile. Țopa, te joci cumva Baba Oarba? Nu, nu, eu voi pleca în vacanță. Noi avem valize, poate să te mire. Ochii tuturor sunt plini alte uimire. Ce nedumerire, dar știu, e chiar ciudat. Noi ne pregătim cu toții de călătorii. Da, do, da, da, da. Pornim cu toții cu camionul sau zburăm cu avionul pe un iaht. E un deliciu. Sau urcăm în tren, ciu-ciu. Poți să vezi întreaga lume, poți să ajungi pe orice culme. Și atunci când reușești, și atunci când reușești, strigă tare! Oh, ce țară minunată! Oh, orașe foarte mari! Hai, te rog să-mi spui îndată, unde nu găsești ghețari? Ce munți găsim în lume! Wow! Și vârfuri câte sunt! Hei, eu zic să nu mai stăm să trâncănim, ci în călătorie să pornim! Poți să mergi de unul singur, cu un prieten e mai sigur. Câte lucruri o să vezi și oriunde ai să ajungi, strigă tare! Ah-e-huh, nelipsitul! Ah-e-huh! Jungla. Bună ziua, Pandi! Bună! Ce se întâmplă? Cauți ceva? Totul e bine! Am
găsit-o! O să mă juc de junglă! Unde este spada mea? Spada? Este dificil să găsești ceva în dezordinea asta. Ei bine, mă voi descurca fără ea. Este prea aglomerat aici. Voi alerga într-acolo. Acesta este un dezastru în o junglă. Aici era spada mea. Nu este loc pentru joacă aici. Trebuie să curățăm locul. Ce idee bună! De unde începi? Eu? Oniu, nu vreau să fac eu asta. O să las pe altcineva să curețe tot locul ăsta. Va face altcineva curățenia în locul tău? Nu-i spune despre problema curățeniei. Hei, Grohi, vrei să ne jucăm de jungla? Da, vreau! Ce trebuie să fac? Sunt comori peste tot. Trebuie să le pui în cufăr. Comori! Comori minunate! Aur, argint! Și acestea sunt smaralde! Smaralde? Arată-mi-le! Grăsar! Și ce o să mai facem în junglă? Prindem șerpii boa! Aha! Ai grijă de boa! Te voi înfășura! Așteaptă doar să strâng ghemul! Groși, așteaptă! Ce șarpe boa! Ia uite ce lung e! Ține asta! Haide! Ce faceți voi aici? Tocmai ce am prins un șarpe boa! Aș putea și eu? Desigur! Acolo este un monstru mandarin! Trebuie să-l prindem! Haide, monstrule! Intră în cușcă! Pandi, ce altceva mai facem? Îndepărtați copacii! Au fost împrăștiați de furtună! Ei bine, jocul s-a terminat! Acum jungla este curată! Mulțumim că ați ajutat la curățenie! La curățenie? Mi-a plăcut foarte mult acest joc de curățenie! Și mie! Văd o insulă pustie care are nevoie de curățenie! Bravo, Pandi! Ai făcut curățenie și ai creat și un joc distractiv pentru tine și prietenii tăi! Ajutor la treburile casnice. Milu, unde duci ceașca? Mai vrei o porție? No, mă duc să spăl ceașca, să fie curată. Facem treabă cât de multă, ajutăm pe mami, ajutăm pe tati. Asta-i marea curățenie. Ajutăm pe mami, îl ajutăm pe tati. Facem treburi fel de fel și pe mami o ajutăm nițel. Ajutăm pe mami și pe tati mult. Avem atât de multe de făcut. Sopa, ai vrut să ștergi podeaua? Am vrut să ud floarea și s-a întâmplat. Iar acum pot să uzi și floarea și să cureți podeaua. Serios? Absolut! Am spălat vesela toată, pe mami am ajutat-o, l-am ajutat pe tati. Lenjeria e schimbată, pe mami am ajutat-o, l-am ajutat pe tati. Jucăriile sunt strânse, praful de șters n-am uitat, pe mami am ajutat-o, l-am ajutat pe tati. Împreună am reușit. Și pe mami am ajutat. L-am ajutat pe tati. Elefanții. Salut, Pandi! Salutare! Ghici, ce fac eu? Fac un costum pentru un animal curajos. Adică pentru leu? Nu, elefantul! E mare și neînfricat. Ce s-a întâmplat, Milu? Am văzut ceva înfricoșător acolo. Înfricoșător? Să vedem împreună. Aici! Ce anume?
E doar un ac. Probabil a rămas de la bradul nostru de Crăciun. Ar trebui să-l aruncăm înainte să se înțepe cineva. Mă tem de ace. Și eu la fel. Interesant. Cine nu se teme? Știu eu cine. Dar chiar o pot face? Elefantul-i curajos! Elefantul-i curajos! Elefantul-i curajos! Uite, vezi? Curajosul elefant nu se teme de nimic! Și acum te înțep! Milu! Milu! Odată! Elefantul nu se teme, dar Milu se teme foarte tare. Și acum? Eu sunt elefantul acum. Elefant curajos, elefant curajos, elefant curajos. Ho, ho, ho! Elefant curajos, elefant curajos. Fă-o, Pandi. Deja e gata, Milu. Nici nu ai observat, nu-i așa, Milu? O, da, pot să iau uneori costumul de elefant? Mai bine îți facem și ție unul. Vor fi doi elefanți. Cine se teme de ace acum? Nimeni. Injecțiile. Copii, de ce sunteți costumați așa? Ducem elefantul la doctor. Elefantul brav este la doctor, i-a privit. Doctorul îi face o injecție, să știți. Elefantul n-are nicio teamă, știe că va fi ușor. Parcă este un țânțar ce-l ciupește. Elefantul-i sănătos. Elefantul-i sănătos. Toți, 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 tați și mame, profesoare, au fost înțepați. Toți, toți, toți au făcut injecție cândva și au fost tratați. Injecțiile ajută și cu toții scurajoși. Parcă este un țânțar ce mă ciupește. Și acum sunt sănătos. Și acum sunt sănătos. Sănătos. Sunt sănătos. Dinozaur. Bună dimineața, Pandi! Salutare! S-a întâmplat ceva? Mă doare dintele! Ai nevoie de doctor de dinți, de stomatolog! Stomatolog? Și ce o să-mi facă? Mai întâi, doctorul va aplica un tratament special, apoi va folosi o unealtă de dinți, apoi va pune o umplutură specială. Asta-i tot! Pandi, cum rămâne cu dintele dureros? Nu mă mai doare. Ce dinți are? Numai că nu mănâncă nimic, uite. Lasă-mă să încerc eu. Poftim. Ce-am spus, nu mănâncă. Poate îl doare un dinte. Are nevoie de, știi, un stomatolog. Ariciu, repede! Uite!
Ariciu, umplutura! Bună treabă, copilași! Ați reparat dintele dinozaurului ca stomatologii adevărați. Dintele meu! Cred că trebuie să merg la stomatolog. Ai dreptate, Pandi. Să mergem la doctor. Am plecat! Te las puțin singur. Ai grijă! Aha! Iam, dinozaurule! Mestecă cu dinții! Ei, cum a fost? A fost grozav! Doctorul a aplicat tratament, i-a făcut buz și nu mă mai doare. Ai vrea și tu puțin? Da, mi-e o foame de dinozauri! Dentistul e un doctor tare bun și e plăcut să ai ceva de ronțăit atunci când nu te doare nimic. Tratament dentar. Copilași, dar unde îl duceți pe Verzică? Să-i tratăm dintele! Dacă doare un dințișor, voi la doctor să fugiți. Voi la doctor să fugiți. Voi la doctor să fugiți. Vine doctorul în grabă și vă întreabă ce simțiți. Și vă întreabă ce simțiți. Și dințile cuim. Noi curajoși să fim, ca să nu te doară tare dințișorul tău cel mic. Lasă doctorul să vadă și să zunză e un clip. Dinții au activitate, ei tot mestecă mereu. Ei tot mestecă mereu. Ei tot mestecă mereu. Uneori mai au nevoie de ajutor când le e greu. Ajutor, prieteni, când le este greu. Și dințile cuim. Noi curajoși să fim, ca să nu te doară tare dințișorul tău cel mic. Lasă doctorul să vadă și să zunzăie Tigruțul. Salut, Țopa! Cu ce ești ocupat? Salut! Nu sunt Țopa! Sunt un tigru! Wow, ce ghiare mare ai! Da, le voi arăta și celorlalți. 3, 4, 5. Cine nu e gata, îl iau cu lopata. Nu e nimeni aici. Mici aici. Ce este cu voi? De ce ați fugit cu toții? Poate că i-a speriat ceva? Mă întreb ce anume. Un balon! Balonule, stai! Milu, tigru îți va prinde balonul! Hop! Milu, poftim! Ai folosit ghearele! Ai spart balonul! Floare la ureche! Tigrii pot prinde orice! Și alte baloane? Milu? Asta înseamnă că și el e speriat? Milu este supărat din cauza țepilor. Mă întreb ce fel de țepi? Sunt cel mai puternic din pădure, îmi carcasă în spate. La 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 la. Da, da. Salut, Țopa! Nu sunt Țopa, sunt un tigru rapid. Rapid? Atunci tu ești... Tu ești! Pandi, nu vrei să te joci? Ba da, dar scărpinătoarele sunt foarte ascuțite. Oh, scărpinătoare? Scărpinătoare și țepi? Oh!
sunt ghearele. Dar fără ghiare nu sunt deloc tigru. Ba da, sigur că ești. Ești curajos, agil și rapid. Nu sălbatic, ci domestic. Ești un mic tigru. Așa este, tigrii au nevoie de ghiare. Iar bebelușilor le e mai bine fără ghiare. Tăierea unghiilor. Pandi, te culci după duș? Întâi taie-ne ghearele. Noi zi de zi, noi zi de zi, creștem toți, creștem toți. Nu se opresc, știm că se măresc. Și ca să nu fim niște urși, deopotrivă vulturi uli, unghiuțele tăiem. Țac, 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 țac. Unghiuțe scurte avem. Zi de zi, de zi, de zi, ale noastre unghii. Ele cresc, nu se opresc, știm că se măresc. Și ca să nu fim niște urși, deopotrivă vulturi uli, unghiuțele tăiem. Țac, 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 țac. Unghiuțe scurte avem. Țac, 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 țac. Țac, țac. Pinguin. Bună ziua, Țopa! Bună! Dar ce jucărie extraordinară ai! Da, el e noul meu prieten, Pinguin. Privește ce poate să facă. Oh, Țopa, ce ai acolo? E un pinguin, îți place? Foarte mult, pot să mă joc? Da, poți, apasă pe buton și... Oh, tare! Să ne jucăm de aprinselea. Ariciu, tu ești! Pinguinul este... Nu te juca cu pinguina așa! Oh, scuze, cum să mă joc? Pinguinul funcționează așa! El se rotește, iar noi doar ne uităm. Nu-i place să fie prins niciodată. Nu e interesant, e mai bine să prinzi, Ariciu! Ei, ci că sunt prietenii mei. Haide, pinguin, tu ești prietenul meu. 1, 2, 3. M-am învârtit de ajuns. Să ne jucăm de-a vați ascunselea. Nu știi jocul ăsta, nu-i așa? Ha! Uite, te învăț eu cum se joacă. Mai întâi te învârți pe loc. Chiar așa. Acum, prinde-mă. Pinguin, pinguin, ajută-mă. Cineva, ajutați-mă, vă rog. Te-ai blocat? Stai așa, te ajutăm noi, imediat. Ariciu, Milu, vă mulțumesc mult. Scuze că m-am enervat cu pinguinul. E drăguț, dar eu o jucărie. Voi sunteți prietenii mei. Pace? Pace! Pace! O jucărie nouă e minunată, însă vreau să știți că nimic nu este mai de preț decât o prietenie adevărată. Prietenie. Țopa,
chiar ai de gând să mănânci singur toată portocala? Nu, mă ajută prietenii. Te privești un pic în jur. Toți sunt chiar împrejur. Mulți prieteni. Câți prieteni? Sunt prieteni prin prejur. Ei în dreapta stau. Chiar și în stânga stau. Doar privește. Împrejur. Poate o fi vreun băiețel pe care tu l-ai mai văzut. Sau să fie un copil care cu ochiul ți-a făcut. Sau să fie o fetiță cu o găleată după ea. O fetiță cu baghete, ce colier frumos avea. Băiețelul ce gonește și la drum mereu pornește. Pe bicicletă tot mergea. Mulți prieteni ne-am făcut și cât ne-am distrat. Împreună am dansat, cu toții ne-am jucat. De exemplu, Petre, Tania și-au mai fost și vor mai fi. Cât de mult tu ai să știi. Cât de mult tu ai să știi. Un prieten e mereu, e mereu ajutorul cel mai bun când ți-e greu. De ești trist, el te îmbunează. De ți-e greu, el te urmează. Iar de ziua ta, el îți aduce tot. Șoarecele și pisica. Bună ziua, copilași! La ce vă uitați? Salutare! La desene, la șoarecele și pisica! Salut! Ce? Ce este? Țopa, să mergem să ne jucăm! Nu acum! Vreau să mă uit la desene! Uite, mai este un episod! Țopa, odihnește-ți ochii! Poți urmări un alt episod mai târziu! Ochii mei sunt bine! Uite! Bine, atunci mă voi juca singur! Aha! Da! Hei, hei, hei! E așa de distractiv! Haide și tu! Poftim? E așa de distractiv! Ariciu, nu pot vedea din cauza ta și urmează partea interesantă! Hei, unde sunt desenele? Vino înapoi! Țopa, acum telefonul tău s-a descărcat. Vei putea urmări desenele abia după ce se va încărca. Dar vreau să văd desene animate! Vreau să știu ce s-a mai întâmplat! Știu eu, știu eu! Micuțul șoarece s-a ascuns. Și pisica nu l-a găsit, asta-i tot. Nu l-a găsit? Dar pisica știe să caute. Aha! Miau! Pisica a prins șoarecele. Aiurel! Șoarece a fugit. Chit, chit, chit! Iar pisica l-a urmărit. Copilași, mi se pare că tocmai ați inventat un joc. Da, joc de desene animale. Prinde-mă dacă poți, Săpa, adică pisică. Grozav! Se pare că jucatul de a desenele e mai distractiv decât să le urmărești. Desenele animate. Ia spune-mi, Pandi, tu mergi acum să te odihnești? Voi privi la desene animate multe episoade. Mulți cartofi mănânci odată și ajungi tristuți deodată. Dar dulceață de mănânci duioșie simți atunci. Iar desene de vezi multe, foarte mult te recrezi. Totodată mare grijă, dependență îți crezi.
niciun joc, nu joci, nu joci. Să citești, n-ai să mai poți, nu mai poți. Nu mai poți nici cânta, nici dansa. Timpul nu-l vei mai putea gestiona. Nu-mi place cum sună. Vrei să înveți cum să privești desenele corect? Uită-te la desene într-un anumit moment, dimineața sau înainte de culcare. Nu te uita la mai mult de 3 episoade deodată. Poți vedea chiar 5 episoade dacă ești bolnav sau dacă plouă. Și poți desena tu animații sau să asculti povești despre noi. Voi ține cont de asta. A sosit acum momentul să vă spun întreg secretul. Cei ce fac desene sunt mari artiști, cântă mult, joacă roluri și filmează. Te invită să te joci, joacă roluri și filmează. Te invită să te joci. Hai sus! Oile. Bună, Milu! Bună! Pregătești o construcție mare? Da, construiesc o casă pentru oi. Nu au unde să doarmă. Încet, încet, Milu. Ia-ți tot timpul. Construcțiile grozave necesită răbdare. Sunt atât de mari. Ariciu, pot să fac baloane cu tine? Sigur! Să mergem! Milu, dar proiectul tău de construcție? Mai târziu! Mai târziu! Didit! Ce strălucitoare este! Aha, da! Haide, vrei să o conduci? Milu, cum rămâne cu oile? Mai târziu! Mai târziu! Cineva a lăsat oile singure. Așteaptă un minut, Zoba. Voi fi rapid. Milu, haide să suflăm baloane de săpun. Didi, vreți să faceți o plimbare? Oh, haideți, nu fiți supărate. De ce ne-am lovit? Asta este casa oilor mele. Of, trebuia să o termin mai întâi și abia apoi să mă joc. Nu-ți face griji, Milu. Sunt sigur că vei construi o casă minunată. Doar înarmează-te cu răbdare. Și noi te vom ajuta să construiești casa. Și apoi o să ne jucăm cu toții, împreună. Au dreptate cei ce spun că hărnicia este cheia succesului. Iar joaca este mult mai distractivă când toate lucrurile sunt terminate. Răbdarea. Eu chiar vreau ceva. Eu chiar vreau ceva. Să ai țeluri și dorințe e grozav. Iar ca lucrurile noastre să le facem să se întâmple, ar trebui să avem răbdare puțin tel. Toți părinții au răbdare, că-i ființă mică, mare. Ar trebui să avem răbdare puțin tel. Să fie ușor hop top, plângem rar sau mai deloc. Cântăm toți această piesă frumușel. Am răbdare, acum am multă răbdare. Acum pot să aștept oricât, fiindcă sunt bine crescut. Am răbdare, chiar dacă nu aș fi vrut. Acum am multă răbdare, fiindcă sunt bine crescut. Copii, vreți să știți de ce avem nevoie de răbdare? Să aștepți ca ploaia să se oprească și să mergi la plimbare.
Am nevoie de ea pentru a câștiga un joc de vață ascunsele. Pot să vă ascund pentru mult timp. Și eu trebuie doar să fiu mai răbdător. Eu am răbdare, am răbdare. Acum am multă răbdare. Acum pot să aștept oricât, fiindcă sunt binecrescut. Am răbdare, am răbdare. Chiar dacă nu aș fi vrut. Acum am multă răbdare, fiindcă sunt binecrescut. Am răbdare, am răbdare. Abonează-te la Baby Ricky și fii primul care urmărește aventurile simpaticilor prieteni.